30 martie 2024. Oh. Fac azi la filme și toate vi le pun azi. N-ai cum mă să nu filmez așa ceva, deci este o frumusețe de frumusețe. Eu l-am lăsat pe 4 rană. Bine, eu ce spun ramele astea, mă? Aici, mă, ce-a făcut, ce face albina asta? Îmi bag aici miere și polen, da? Miere și polen. Acum, miere de salcie, da? Există. Cum să nu existe? Dacă sunt temperaturile bune, nu se extrage. Dar există. Bun. Mergem mai departe, este ceva... Mă, albina e la muncă acum. Vine, umblă pe diafragmă, caută unde să băgăm polen, nu avem loc. Ce ne facem acum? Bun, ce ne facem? Păi vine stăpânul și îl organizează. Trebuie să-l văd neapărat. Mă, ce cu el? De... A explodat în halul ăsta. Făcut frumos, da? Da, aici blochează cu polen. A blocat cu polen. Nu că blochează. A blocat și vine și matca. Aici este o luptă din aia. Matca cu albinele. Cine se depună mai repede, matca sau albina? Care e primul la celula goală, ăla o umple. Deci nu stăm la discuții. Așa. Cem mai departe. Rezultatul meu cu miere și cu apă e destul de bun, nu? Bun, foarte bun. Și aici la fel. A blocat săraca, dar aici a depus matca mai repede. E mai rapidă mătcuța aici. Foarte frumos. Mergem mai departe. Eu între timp mă gândesc cum să-l organizez. Clar îi trebuie spațiu. Un lucru interesant este că nu sunt trântori. Mă, cum să nu sunt trântori? De ce nu sunt trântori? Fiindcă nu are unde să-i pună. Dacă avea unde să pună, aveam, dar nu e. Nu sunt celule de trântori, foarte puțină. Și nu avem așa ceva în colonie. Dar acum eclozează albinuța, vine matca, sunt larve de toate stadiile, totul e în regulă. Mă bucur că ce am zis așa este, adică hrana din abundență e problema, nu frigul în oprirea pontei la regine, când este frig. Dacă ar fi așa, nu s-ar mai apuca matca să ouă decât atunci când e cald. Gândiți-vă că matca depune în ianuarie primele ouă, în momentul în care afară poate fie și minus 20 de grade. Iată, frumos nectar aici a adus, exact cum trebuie, deci să aibă mâncare din abundență. Nu ne jucăm cu acest lucru. Bun, am văzut ce era de văzut. Acum ce facem? Îndepărtăm diafragma asta care a fost introdusă aici cu un anumit motiv la vremea respectivă. A fost foarte bună. Așa. Scoatem frumos afară. Albina care nu are celule goale. Le scuturăm, se duc ele la locul lor. Și să văd în ce constă rama care le-am lăsat eu după acea diafragmă. Bun, această ramă poate să rămână în continuare aici fără probleme. Aceasta va deveni parte din cuib.
și o ramă mărginașe cu rezerve de mâncare. Trag cele patru. Trag cele patru rame. A devenit pe 5. Acum am nevoie de celule goale. Asta n-ar fi chiar cea mai bună ramă, ia să văd. Nu am așa ceva aici, dar am să-i aduc acum. Mă duc și aduc o ramă cu celule goale. Deci aceste colonii se vor dezvolta foarte, foarte frumos. Iată aici o ramă cu celule foarte multe goale. Asta mă interesează, să aibă celule de lucru. Și cum am zis, nu avem celule de trâmpări. Și acest lucru poate fi considerat un atu, să ai astfel de ramă. Curăț rama. Bun, am curățat. Acum eu dau, mai aveam câteva celule de miere aici, să le descăpăcesc. Așa, frumos. Totul arată foarte bine. Bun, aceste celule îi le las către cuib. Către cuib, vin cu această ramă acum, care a băgat aici polen pe ea după diafragmă, și eu las lângă. Bun. Și acum are colonia cum să lucreze. Vin cu diafragmă. Și acum colonia se descurcă binișor. Această ramă care oricum ea lucrează pe această ramă. Dacă ar fi după mine, i-aș introduce un cuib. Dar nu, fiindcă ar fi prea mare. Cum să zic eu, ar fi extins mult prea tare cuibul pentru cât ar avea nevoie. Văd că lucrează bine albina peste tot. O să-i curăț și această ramă și încă o dată, în acest film o menționez, hrana din abundență face diferența puietului, adică să nu rămâi fără puiet. Eu nu cred că ajunge o turtă deasupra și de multe ori nici acea turtă nu este pusă, ci mai degrabă ramele cu miere fac diferență. Asta în momentul în care este frig, fiindcă albinele, ca orice ființă, dacă nu o duc bine, nu se mulțesc. Așa poți să faci din 2-3 rame, din 4 rame, dita mai colonia. Fiindcă dacă are mâncare suficientă, atunci va crește. Bun, mă bucur că așa este. Mă bucur că am eu miere, de-aia mă bucur. De fapt, acum toată lumea are miere. Dacă a avut un pic grijă. Și dacă n-ai miere,
cu turta energetică. Acest lucru până când ești tu mulțumit de dezvoltarea respectivă. Dacă e vorba de înmulțire, atunci faci altceva. Atunci stimulezi în continuu, în continuu, în continuu, faci roi, stimulezi, deci anul ăla nu scoți miere, adică numai înmulțești, înmulțești, înmulțești. Dacă ai colonii de bază de unde să iei miere, să dai la acei roi, atunci e bine. 50% din stupin o pui pe înmulțire și de la restul iei mierea ca să întreții roii care îi înmulțești. Mai e o chestie, acum că am atins o albină. Albina, dacă o atingi de abdomen, acolo are inima. În abdomen are inima, în partea superioară, și dacă o atingi de abdomen, ea moare. Deci, mai jos de torace, are inima în zonă moale. Dacă ai atins-o un pic acolo, ea a murit. Bine, asta pentru cunoștințele generale. Bun, cam atâta. Azi este un maraton din ăsta, fiindcă am avut ce să filmez. Până data viitoare, numai bine!